ce fioros este, să sperăm că nu ne bate. Oh, stai cu minte, frumosule! Iar zimbrii, bineînțeles, ia uitați cum se duc după rană. Dacă vreți să vă cazați aici la Zimbrăria Neagră, există această posibilitate. Salutare, salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit într-un nou vlog de călătorie marca Hai la drum. Eu sunt George, iar astăzi, după cum vedeți, sunt într-o pădure. Oare ce pădure este aceasta? Haideți să vă spun secretul. Este pădurea Neagră din comuna Bucșani, județul Dâmbovița. Aici, în această pădure, se găsește cea mai mare rezervație de zimbri din România, ca și suprafață, bineînțeles. Ea este întinsă pe o suprafață de 162 de hectare. Zimbrăria Neagră se găsește la 80 de kilometri de București și 30 de Târgoviște. Așadar, cei care sunteți în zonă puteți să o vizitați, puteți să veniți în oricare dintre zile, de luni până duminică. Programul este de la 10:30 la 15:30. Esențial, dacă e să veniți aici, este să ajungeți undeva la ora 10:30, atunci când se deschide zimbrăria și când zimbrii sunt hrăniți. Atunci puteți să-i vedeți de aproape, după aceea ei se împrăște, ei merg prin pădure în arealul lor specific. Așadar, haideți cu noi, haideți să vedem acest zimbri. Și la Zimbrăria Neagră, cea mai mare zimbrărie din țară, dacă nu știați. Din păcate, deși programul este de la ora 10:30, noi am ajuns, este ora 10:32 de minute și noi suntem prea pretențioși și, după cum vedeți, lacătul este pe poartă la zimbrărie, de atâta căutare ce are. Ca de atâtea ori nu știm să ne promovăm valorile, nu știm să ne promovăm obiectivele turistice. Haideți să vedem. Tariful de vizitare adult 6 lei, copil 3 lei, taxă de fotografiere, aparat profesional 50 de ron. Încercăm, așteptăm să vină cineva să ne deschidă aici. Vom vedea ce vom găsi înăuntru. Am venit la această oră fiindcă am citit că este ora când primesc de mâncare zimbri și putem să-i vedem de aproape. Acum să vedem ce putem vedea, ce putem constata la fața locului. După ce cineva se va simchisi, se va trezi să ne deschide și nouă poarta, să intrăm în zimbrărie. Încă așteptăm să intrăm la Zimbrăria Neagră. Văd în depărtare zimbrii. Din păcate nu putem să ajungem până lângă ei. Să sperăm că va veni cineva să ne deschidă. Cam așa arată împrejurimile de aici, de la Zimbrăria Neagră. Până să intrăm în Zimbrăria Neagră, cutreierăm împrejurimile. Ne apropiem de cabana Rom Silva, despre care am citit că se poate închiria. Nu știm cât costă tariful, probabil o să aflăm de la cel care o să vină să
ne asigure accesul în zimbrărie. Aceasta este cabana Zimbrăria Neagră, care aparține de direcția silvică Dâmbovița, ocolul silvic Bucșani. Avem și un foișor aici. Dacă vreți să vă cazați aici la Zimbrăria Neagră, există această posibilitate. Tarifele, cel puțin anul trecut, erau undeva la 60 de lei de persoană noaptea de cazare. Acum o să aflăm de la oamenii locului cât mai costă, probabil s-au actualizat și ele odată cu inflația. Haideți să vedem cum arată înăuntru. Ne întâmpin acest cățeluș cu minte care are un picioruș cu probleme. Iar de aici, de la intrare, se merge pe un drum pietruit până în spate, la foișor, de unde se pot observa zimbrii. Ei cam cât trăiesc? Am citit că între 25 și 30 de ani. Am avut exemplar și nu. La 20 de ani e sinonimul la noi, la 60 de ani. Am înțeles. Am avut exemplar și femeia și de 25 și de 26 de ani. În captivitate. Și de aici scria pe internet, tot așa am citit, că sunt pentru reproducere, că... Noi am avut statutul un fel de creșă pentru România. Majoritatea zimbrilor care sunt în grădini zoologice, în Pațec, în Negru, vodă de aici. Dar acum s-a mai deschis o ceva, e un partener public-privat, pe la Vama, cu Zăvul din Brașov. A, am citit acum. De acolo nu le-am dat noi exemplare și au mai primit sponsorizări de afară, pe la Piatra Nemț, dar le-au dat drumul și în semi-libertate. Și câți mai sunt? Câți sunt acum? Câți? 29 de... 29 de exemplare, dintre care... Și plus 4 pui. A, 4 pui, aveți și 4 pui. Da. 29 și din 29, câți mascul, câte femei? 13 cu 16. Am înțeles. 13 masculi, da. Și 16. Foarte mult mascul. Uh-huh. Ideal ar fi un mascul la 5 femei. Uh-huh. Uitați ce fioros este, să sperăm că nu ne bate. Oh, stai cu minte, frumosule. Frumosule. Oh. Deci este cel mai mare mamifer terestru din Europa. Atinge masculul 1000 de kilograme până la 1000 de kilograme, o tonă, da? Iar femeia undeva până la 600-700 de kilograme. O lungime de 3 metri, o înălțime de 2 metri. Este foarte fioros și mi s-a spus că nu este bine să băgăm mâna sau să ne apropiem de el. Dumneavoastră, de cât timp sunteți aici? De 20 de ani. Aveți experiență. Mergem și noi să vedem cum hrănesc oamenii de aici, acești monștri, să le zic așa, acești zimbri care, sincer, arată, sunt frumoși, dar în același timp sunt și înfricoșători. Nu avem voie să băgăm mâna prin gard,
că s-ar putea să se supere pe noi acești zimbri. Și așa avem unul, am unul care m-a luat la ochi, cum s-ar spune, se uită urât pe mine, este chiar în stânga mea, merge agale și mă privește. Uitați-l cum merge și mă privește, nu prea îi place de fața mea. Ia priviți, ia priviți cum merg spre locul unde trebuie să își ia masa. În acest timp, mai ales că suntem în luna de iarnă, suntem în decembrie, ei nu mai găsesc atât de multă mâncare în pădure și atunci vin să fie ospătați de oamenii locului, de angajații zimbrăriei. Acum vom urca în foișorul de unde urmează să observăm zimbrii de aici din rezervație. Cred că sunt veniți toți la aici să se hrănească. De zimbrăria Neagra Bucșane este înființată în anul 1983, este situată la circa 80 de km de București și la circa 30 de km de Târgoviște, iar scopul ei este de adaptare a speciei în condițiile climatice din zona de câmpie, piemontană și dealurile mijlocii. De reținut că zimbrul atinge maturitatea la vârsta de 4 ani, împerecherea are loc de regulă în lunile august-septembrie, gestația durează 39 de săptămâni, femeia la fată un singur vițel cu greutatea între 16 și 35 de kilograme. Durata medie de viață este de 20-25 de ani. Despre hrana zimbrilor, aceasta este una naturală din ierburi, fructe de pădure și semințe, dar și hrană complementară, cum ar fi morcov, sfeclă, mere, fibroase, lucernă, fânt de pădure și concentrate, porumb, grâu, orz, ovăz, floarea soarelui. Și așa le duceți pe fiecare zi, prima dată paie, nu? Și după care le dați și din astea, uruiană. Vă dați, știți ce cantitate? Le duceți de mai multe ori? Cât? Când? A, deci la toți ăștia vreo 30, cam 150 de kilograme, nu? Efectiv, când fată, cum faceți? Fată prin pădure sau? Se autoizolează femeia. Avem o zonă care majoritatea cazurilor acolo se duce, zicem noi, la maternitate. Dispare și după 5-7 zile iese cu puiul după ea. Și iată, simt că vine căruțașul să le aducă hrana prin noroaiele acestea, fiindcă vremea este umedă, se apropie. Iar zimbrii, bineînțeles, ia uitați cum se duc după rană. Și am înțeles că tot așa, la denumire încep cu ro, roco sau... Nu numai la noi, în toate țările care au zimbrii, ca să se urmească trasabilitatea lui, zimbrul fătat
născut pe teritoriul României, îi dai numele cu ou. Mai cel mai în vârstă, cel da, mai vechi. Avem femelă de 24 de ani, avem mascul de 21. Și ei toți sunt vechi. Și în momentul când sunt aproape de vârsta maximă, ce fac? Se taie? Nu. Sunt monumente ale naturii, nici dacă avem exemplare care medicul veterinar constată că și-a rupt piciorul sau o stare de debilitate de astea, senilitate aproape de așa, nu. Îl izolăm pe cât posibil, îi dăm ce dăm și l-așteptăm să... A, aveți acolo? Păi și aveți put sau cum? Da, putul. Mata cred că e cel mai vechi aici, a? Păi de când s-a încercat. 93? Da. A, să fii sănătos. Și îți place aici acum? Păi ce te face? Da, furăm, nu furăm, că suntem bătrâni. Da. Dar te-au învățat, n-ai avut niciodată probleme cu ei. Nu. Sunt cuminți așa? Nu, sunt, dar trebuie să te ferești. Trebuie să te pereți. Da. Și acum, auziți, acum mâinele mai dați de mâncare. Da. Mâinele mai dăm mâncare până. Uh-huh. Și doar mata cu băiatul sunteți aici? Păi eu plec după ce bag apă acasă. A, da? A, și rămâne el? El rămâne până mâine. Oh. Face și de pază cum ar veni. Da, e pază cu totul, cum, cu centurul tarcului. Vedeți, îl urc pe gardă. Țar cu cât de mare? 163 de hectare. Păi și cum e? Împrejmuit? Jur împrejur da, cu da, gard? Da, 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 jur împrejur cu plasă. Am înțeles. Și da. Mai rup? Mai dau în el? Mai dau câte unul. Dar se mai și întâmplă să bată între ei, să se împungă? Să bate, dar nu chiar așa, sau moare. Da. Și dacă e nevoie, aveți și veterinar bune? Sau cum? Avem tot ce ne trebuie. La Zimbrăria Neagră am venit în centrul comunei Bucșani, locul unde și-a avut reședința una dintre cele mai bogate familii din Vechiul Regat, familia Dales. Ioan Dales și Elena Dales. Ioan Dales, unul dintre cei mai mari negustori de cereale ai acelor vremuri, care a cunoscut-o pe soția sa, Elena Dales, prin intermediul afacerilor. Poate veți râde, însă făcea afaceri cu tatăl ei, așa s-au cunoscut și s-au căsătorit. Elena Dales era cu 33 de ani mai mică decât Ioan Dales. S-au căsătorit, iar în anul 1862 au cumpărat acest conac de la Bucșani. Spre deosebire de alte conace, în Bucșani se mai păstrează și astăzi cel al familiei Dales, construit în stil neoclasic. Acesta a fost renovat și modernizat. Până de curând, acesta a adăpostit sediul primăriei din Bucșani, relocată chiar lângă acest conac. Cei doi au avut 3 copii, din păcate toți au murit. Primul la vârsta de 2 ani, George, cel de-al doilea, o fată, Dora, la vârsta de 17 ani, iar ultimul băiat la vârsta de 35 de ani. Intrăm în parcul Dales, grădina care a aparținut odată, odinioară, familiei Dales. Chiar aici, înainte de intrarea în parc, este și stadionul echipei din Bucșani. În dreapta avem școala cu clasele 1-8, Dora Dales, fiica familiei Dales, care a murit de o boală infecțioasă, de o boală de plămâni, la 17 ani. Nu este singura școală din localitate, mai există încă o școală funcțională aici, în centrul comunei, care poartă același nume al fiicei familiei Dales.
Am ajuns și în parcul comunei Bucșani, de fapt aici odinioară era grădina amenajată a conacului din Bucșani, care reprezintă și astăzi ca și atunci punctul de atracție al localității. Aleile acestea, după cum vedeți, sunt străjuite de arbori de diferite specii aduși din întreaga Europa, care se întindeau până pe malurile râului Ialomița. Aici de sărbători, boierii Dales adunau în parc mai toată suflarea satului și întindeau mese copioase. Nu lipseau berbecuții la proțap, fanfara care cânta la umbra acestor falnici stejari și localnicii încingeau hore și se distrau. Istoricii spun chiar că Ion Dales și-a dorit să aducă la Bucșani un pic din farmecul cismigiului. De altfel, aici veți întâlni multe specii de pomi aduse de prin toată Europa pentru a reda acestui colț din Bucșani farmecul cismigiului. Cam așa arată parcul de aici din Bucșani, odinioară grădina familiei Dales. Elena Dales a murit la vârsta de 72 de ani în casa aceasta de la Bucșani, în conacul de la Bucșani. Toată averea a lăsat o moștenire spitalelor, așezămintelor de cultură și bisericilor. De asemenea, a dăruit Academiei Române mai multe imobile cu scopul de a fi deschise acolo galerii de artă și biblioteci. Bineînțeles, poate ați auzit de celebra sală Dales din București. De asemenea, a mai avut o singură dorință, să înființeze o fundație culturală care să îi poarte numele mezinului familiei lui Ioan Dales, băiatul care a murit la vârsta de 35 de ani, cu 3 zile înainte de Crăciun, dintr-o boală aparent banală astăzi, dalac, o infecție undeva, un furuncul în barbă, și de acel furuncul s-a infectat și a murit, neexistând la acea dată tratament medicamentos. Fundația avea să apară undeva 11 ani mai târziu de la moartea ei, în 1932, atunci când apărea Fundația Ioan Dales, iar dorința ei se împlinea în 1932. Cei doi soți au reușit să-și câștige notorietatea prin faptul că erau mari filantropi, deci nu ca boieri, ci ca oameni care făceau acte de caritate, care sprijineau cultura, arta, care ajutau și sătenii de aici, din Bucșani. Ei, în anul 1870, au înființat acest parc, care a fost gândit după planuri franceze și a fost umplut cu stejari. În realitate, întreaga localitate Bucșan stă sub semnul ilustrei familii. De numele acesteia sunt legate mai toate instituțiile din comună. Biserica, școlile, spitalul, conacul boieresc, care până de curând a adăpostit primăria, toate au fost ridicate datorită contribuțiilor substanțiale ale familiei Dales. Ziua de Sfântă Mărie Mare, ziua de 15 august, este și ziua Dales și ziua comunei Bucșani, deci 15 august. Aici, în acest foișor, de la intrarea în parc, se află
statuia băiatului cel mare, care a murit la vârsta de 35 de ani. Avea studii în drept la Paris. Jean Dales, mort în 1914. Că vrei să te căsătorești, trebuia să primești aprobare de la boier. De la boier. Păi bune? Da. Da, nu cred, da, asta. Dar ce condiție? Chiar o să caut. Păi nu, da. Nu. Da. Păi nu. Ascultați mai departe ce zice. Da, și în momentul când spunea, da, tu poți să iei pe fata lui Cutare, că sunteți compatibili, adică așa, și le dădea teren de casă, le dădea materiale de construcții, le dădea lemn din pădure, că și pădurea a fost tot a lui, și plus un fogon de teren în câmp. E o zonă acolo unde dădea terenurile, se numește și acum Pomeni. Pomeni, da. Că chiar că erau pomeni, da. Da, că erau pomeni, da. O, ce poveste tare. Da. Asta vă spun că s-a transmis din generație, da, în generație. Și, a fost, deci, și, la și primeau binecuvântarea lor, cum, da, s-ar zice. Da, da. Păi când a fost răscoala, deci ăsta a fost singurul conac care a fost apărat de țărani. Cam atât în acest vlog de călătorie. Până data viitoare, vă doresc să fiți fericiți, dragilor, fiindcă meritați. Și nu uitați să dați like și subscribe canalului meu de YouTube, Hai la drum! Hai la drum și toate cele bune!